Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu mult respect să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la a cincea carte a lui Moise, Deuteronomul, capitolul 32. Voi citi două versete, versetul 11 și 12. Deuteronom 32 cu 11 și 12. Să ascultăm acest pasaj biblic. Ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile, îi ia și îi poartă pe penele lui, așa a călăuzit Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. Amin. Acest pasaj biblic face parte din ceea ce suntem obișnuiți să cunoaștem sub denumirea de cântarea lui Moise. Este o cântare profetică rostită de Moise înaintea morții sale. Este un cuvânt care va marca toată lucrarea profetică a Vechiului Testament și ceea ce Moise vorbește se duce și se împlinește până în mileniu. Pentru că, de fapt, nu Moise a vorbit, ci a vorbit Dumnezeu prin Moise, Duhul Sfânt. Un fapt asupra căruia ne vom opri în această dimineață aici la Emanuel, un fapt interesant, deosebit, pe care Moise ne-l revelează din partea lui Dumnezeu, este în legătură cu metodele, poate ciudate, stranii, pe care Dumnezeu le folosește ca să își ducă planul său la îndeplinire. Metodele lui, ale lui Dumnezeu, nu se aseamănă cu planificările noastre de multe ori, însă întotdeauna metodele lui dau rezultate pozitive. Tot ce își propune Dumnezeu să facă se împlinește și planul lui este un plan de binecuvântare pentru tine și pentru mine. Glorie Domnului! De exemplu, poate unii dintre dumneavoastră, sunt sigur, ați auzit despre faimosul, marele om al credinței și al rugăciunii, George Mueller. A trăit între 1805 și 1898 în Bristol, în Anglia. Omul acesta a simțit în inima lui și în cugetul lui și în duhul lui că Dumnezeu l-a chemat la o lucrare specială, și anume să construiască un orfelinat mare, în orașul Bristol, și să aibă grijă de toți copiii orfani din oraș și de oriunde ori veni și ori ajunge în orfelinatul lui. Dar George Mueller n-a avut nici un ban, deci asta a fost ciudat, nici un fond, tot ce a făcut, a făcut prin credință. S-a rugat Domnului și Dumnezeu i-a trimis ce a cerut. Sunt exemple nenumărate despre oameni care l-au urmărit îndeaproape pe George Mueller și au scris minunile, răspunsurile la rugăciune pe care Dumnezeu le-a dat acestui om al lui Dumnezeu. Și, de exemplu, într-una din nopți, George Mueller n-a putut să doarmă. Și dacă n-a putut să doarmă, s-a răsucit el în pat, cât s-a răsucit mai spre dimineață, încă era întuneric, s-a sculat și a început ca de obicei să se roage. Și care era problema? Nu avea lapte în dimineața aceea pentru micul dejun al copiilor, al orfanilor care erau în orfelinatul lui.
După obiceiul lui, prin credință, s-a pus pe genunchi și a zis: Doamne, copiii aceștia sunt ai Tăi, lucrarea aceasta am făcut-o la porunca Ta, Te rog frumos, nu lăsa copiii flămânzi. Până se luminează de ziua, trimite-mi lapte. Eu nu pot să fac lucrarea fără ca Tu să nu mă ajuți. Și în timp ce se ruga, a auzit o bătaie în ușă. S-a dus, s-a deschis ușa, s-a oprit din rugăciune, a deschis ușa, era lăptarul orașului. Încă era și pe vremea lui Ceaușescu, când, nu știu dacă mai există acum în țară cei ce locuiți în România, era, oamenii se abonau la lapte. Și noaptea era în oraș mai multe mașini care transportau laptele și lăsau sticla cu lapte la ușa celor care erau abonați la lapte. So, acesta era lăptarul orașului. A plecat cu trăsura lui încărcată cu sticle de lapte să ducă laptele proaspăt la clienții business-ului la care lucra. Și în apropiere de orfelinatul din Bristol, i s-a stricat o rotă la căruță. Nu era stație frigorifică pe vremea aceea, nu era serviciu de urgență cum este astăzi și omul acesta și-a dat seama și-a zis: dacă aștept până se luminează de ziua și până când se aduce vestea, nu știu unde să vină cineva să mă ajute și să-mi aduc o rotă nouă, să pun rota, până atunci laptele se strică. Mai bine îl duc și îl dau la orfelinatul ăsta, că probabil copiii de aici o să se bucure de lapte proaspăt. L-a întrebat pe George Mueller dacă primește laptele și a zis să-l primesc, că tocmai mă rugam pentru Domnului să-mi trimită lapte. Ce interesant, a spus George Mueller, a trebuit să strice roata la carul tău ca să-mi trimită mie lapte la orfelinat. Metodele lui Dumnezeu sunt interesante, sunt ciudate uneori. Și iată că în pasajul nostru, dacă vă uitați cu atenție la construcția versetului 11 și apoi construcția versetului 12, Dumnezeu prin Moise ne revelează și ne spune așa: după cum vulturul, și spune 5 lucruri pe care le face vulturul, despre care n-ați știut, după cum vulturul, zice versetul 12, așa și Dumnezeu. Așa și Dumnezeu. Haideți deci să ne uităm în dimineața aceasta la un mesaj practic de purtare de grijă divină ca să te poți încrede în Domnul mai departe și cu mai multă credință. Un mesaj pe care l-am intitulat Predica Vulturului. Vedeți că și vulturii predică. Și atunci să nu predicăm noi, să ne uităm ce predică vulturii și să învățăm ce face Dumnezeu din această predică practică a vulturului. 5 lucruri face vulturul, ne spune aici Moise. Primul lucru este acesta, că metodele lui Dumnezeu pentru protecția și binele nostru par stranii, par ciudate. Uitați-vă, ca vulturul care își scutură cuibul, așa Domnul. Ca vulturul care își scutură cuibul. Versetul 11, versetul 12. Așa Domnul. Când pui de vulturi au crescut, au pene acum și sunt gata de zbor, ca la orice vietate, să știți că și vulturul are frică și mai ales puii. Și una din frici este să zboare. Să zboare. Fac exerciții acolo în cuib, ați văzut probabil prin jurnale speciale de la National Geographic sau pe Discovery Channel. Fac exerciții de zbor, dar nu-și dau drumul. Și atunci, una din metodele pe care mama vultur și tata vultur le folosesc este să-și strice cuibul. De ce spune aici cum
ca vulturul care își scutură cuibul. Începe să scoată crengile care sunt acolo și care alcătuiesc cuibul, pentru ca acest cuib să fie cât mai neconfortabil și să-și oblige puii să zboare. Să-și oblige puii să-și asume responsabilitate de aici încolo. Tot așa face și Dumnezeu. Haideți să ne uităm la puiul de vultur. Ca și puiul de vultur, noi ne simțim confortabil cu rutina vieții. Confortabil să avem ce ne trebuie. Confortabil cu binele casei, poate confortabil cu mersul bisericii, confortabil să avem totul, ca și puiul de vultur. Pentru că nu mă așteaptă în cuib și tata și mama se duce și aduce, se duce și aduce și hrănește. Suntem confortabili și la biserică, să avem musafiri binecuvântați de Domnul, folosiți de Domnul, care să predice bine, care să fie însoțiți cu daruri profetice, care să cânte cu ungere de sus. Ne place lucrul acesta, nu? Dar foarte puțin să gândesc, de exemplu, că un musafir costă. Și întotdeauna numai tot doi sau trei sunt cei care iau musafirul și au grijă de nevoile lui. Restul, ca puiul de vultur. Ne simțim confortabil să mâncăm, să ne simțim bine și să mai facem câte un comentariu. Și atunci vine o zi când Dumnezeu spune: trebuie scuturat cuibul. Trebuie scuturată confortabilitatea. Vulturul, măcar că are creierul mic, gândește în felul următor. Puii mei trebuie să ajungă pe înălțimi care să fie înălțimile lor, nu numai înălțimile pe care i-am pus noi și i-am hrănit până acum. Știți că vulturul locuiește numai la înălțimi mari. Dumnezeu lucrează la fel. În Habacuc 3 cu 19, cuvântul Domnului spune: Dumnezeu îmi face picioarele ca ale unei cerboaice și mă suie pe înălțimile mele. Dumnezeu vrea să ai înălțimile Lui cu El, experiențele tale personale cu El. Nu numai să știi ce a făcut Domnul cu tata și cu mama, cu bunicul sau cu străbunica. Dacă am devenit prea confortabil în cuibul nostru, în casa noastră, în biserică, să nu surprindă pe nimeni că vine o zi când, ca și vulturul, Dumnezeu scutură cuibul. O boală te forțează la rugăciune. Un faliment te determină să reevaluezi administrația și activitatea. O neînțelegere din partea cuiva te împinge să-ți reevaluezi vocabularul. O cădere morală te determine să vezi că ești om și trebuie să ai grijă cu trăirea ta. Auzim prea des: mie nu-mi place rugăciunea în comun, mie nu-mi place cântarea nu știu cum, mie nu-mi place iară să ni se spună să contribuim cu bani la misiune. Frate pui de vultur, nici lui Dumnezeu nu-i place să tot murmuri. De aceea, cuibul tău va fi clătinat curând. Va fi scuturat curând. Mi-aduc aminte că am participat la o discuție
unde cineva spunea: m-am hotărât să mă pensionez mai repede. Mi-am adunat bani să-mi ajungă pentru 2 vieți de pensie. Bun. Ce părere aveți? Erau câțiva păstori și unul dintre păstori a zis: dar dacă ai adunat așa de mult și te poți pensiona de 2 ori, cât ai făcut pentru Domnul? Cât ai donat pentru lucrarea lui Dumnezeu? La care fratele acesta a reacționat și a zis: ha, mă așteptam ca unul dintre voi să zică așa ceva. Pe mine nu mă interesează lucrarea lui Dumnezeu. Mă interesează să mă duc la biserică când am chef, să mă simt bine și să fac ce-mi place. La care tot acest frate păstor a zis: dar uite ce-ți spun eu acum. Tu ai adunat mult, dar i-ai adunat să-i dai la doctor. Și n-ai să te bucuri de ce ai adunat. Și așa s-a întâmplat. I-ai adunat să-i dai la doctor. Vine vremea când Domnul îți scutură cuibul. Îți scutură confortul. Ca vulturul care își scutură cuibul. Așa Domnul. Pentru că vrea Dumnezeu să ne vadă activi pentru El, fierbinți pentru lucrarea Lui, dăruiți constant pentru lucrarea Lui. Nu vrei să o faci de bunăvoie? O vorbă celebră și o carte celebră este aceasta: dacă vrei să umbli pe apă, ce trebuie să faci? Trebuie să te dai jos din corabie. Prin credință, bineînțeles. Dacă vrei să mergi pe apă, trebuie să te dai jos din corabie și să umbli prin credință. Dar dacă nu vrei să te dai jos din corabie și nu vrei să faci nimic, Dumnezeu scutură cuibul tău, scutură economia ta, scutură sănătatea ta, scutură familia ta, scutură prietenii tăi, scutură poziția ta. Și atunci te trezești că trebuie să faci ce n-ai făcut. Puiul de vulturi n-a mai zburat și acum trebuie să fie obligat să zboare. Trebuie să fie obligat să se ducă el să-și prindă hrana. Trebuie să fie obligat să nu mai aștepte părinții să-i prindă hrana, să-i aducă sus în cuib și tot părinții să ia câte o bucățică și să-i pună în cioc și să mănânce. De aici încolo nu-ți mai mestecă nimeni. Trebuie să mestești singur. Ca vulturul care își scutură cuibul, așa Domnul. Doamne Iisuse, te rog să ai milă de noi. Să nu trebuiască să fim scuturați ca să putem să ne aplecăm la voia Ta și să putem să facem lucrarea Ta. Este prima predică a vulturului, prima lucrare a vulturului. Apoi, Al doilea lucru pe care ne-l spune Domnul în predica vulturului este aceasta: protecția lui Dumnezeu pentru noi înseamnă veghere. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului: ca vulturul care zboară deasupra puiilor, așa Domnul. Vulturul, dacă își scutură cuibul și își împinge puii să zboare, are acest obicei să nu-și lasă puii singuri. Și vulturul mamă și vulturul tată zboară deasupra puiilor. Tot așa este și cu noi, tot așa face și Domnul. Când te apuci de un lucru nou, ai frică, ești descumpănit, poate ești dezorientat, intri în panică, însă partea frumoasă este că Domnul este deasupra noastră. Domnul este acolo ca să ne vegheze. Pentru că El ne-a pus, frați și surori, doamnelor și domnilor, ca pe Israel,
ne-a pus să locuim într-o țară, nu America. Țara se numește poporul Domnului, împărăția lui Dumnezeu. Ne-a pus să locuim într-o țară despre care spune că ochii lui Dumnezeu sunt necurmat asupra ei de la începutul anului și până la sfârșitul anului. Hai să spun practic. Pentru că El este deasupra noastră. El vede starea ta sufletească. Geneza 29:32. Leia, care nu era iubită de Iacob, așa cum era iubită Rahela, spune: Domnul a văzut mâhnirea mea. Crezi că Domnul nu vede mâhnirea ta? De acolo de sus? Este deasupra ta. El vede. El vede necazul tău. Neemia 9:9. Tu ai văzut necazul părinților noștri în Egipt și le-ai auzit strigătele la Marea Roșie. Pentru că este deasupra și vede și aude. El vede căderea ta și efortul de întoarcere la credință. Isaia 57:18, cuvântul Domnului spune: I-am văzut căile lui Israel și totuși îl voi tămădui. Îl voi călăuzi și îl voi mângâia pe el și pe cei ce plâng împreună cu el. Aceasta nu însemnează licență la păcat. Aceasta însemnează că Dumnezeu te poate ridica din păcat. Și este undeva cineva care îmi scrie mereu că a păcătuit și nu-l mai iartă Dumnezeu. Și tot încerc să-i răspund și să-l fac să înțeleagă cuvântul Domnului, dacă mă urmăriți cumva în această dimineață, Dumnezeu te iartă dacă te întorci la Domnul. Pentru că Dumnezeu iartă orice păcat. Nu există păcat pe care să nu-l ierte Dumnezeu. Singurul păcat pe care nu-l iartă este hula împotriva Duhului Sfânt, blasfemia împotriva Duhului Sfânt și ceea ce foarte puțini înțeleg despre blasfemia împotriva Duhului Sfânt, blasfemia împotriva Duhului Sfânt însemnează următorul lucru. Însemnează negarea dumnezeirii Domnului Iisus Hristos. Deci, blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu însemnează că ai auzit o prorocie în biserică și ai zis, eu nu cred. Ai dreptul să o crezi și ai dreptul să nu o crezi. Asta nu este blasfemie. Când la Iisus Hristos i-au zis, are drac, i-au zis în contextul în care el a făcut vindecări divine cu ajutorul Duhului Sfânt. Și atunci Iisus Hristos a spus, pentru că mi-a spus lucrul acesta că am drac, și că eu fac lucrarea lui Dumnezeu cu cel rău, nu cu Duhul Sfânt, vă spun eu ceva. Toate păcatele vor fi iertate oamenilor, toate. Afară de unul singur, care este blasfemia împotriva Duhului Sfânt. Pentru că ce se întâmplă? Cel ce dovedește pe Iisus Hristos că este Dumnezeu, este Duhul Sfânt. Cel ce te dovedește pe tine că ești păcătos, dragul meu, nu este un om, nu sunt eu că sunt un predicator abil sau școlat, nu. Cel ce te dovedește și mă dovedește că sunt păcătos este Duhul Sfânt. El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Și cel ce dovedește pe Iisus Hristos că este Domnul, că este Dumnezeu, este unul singur, este Duhul Sfânt. Apostolul Pavel spune 1 Corinteni 12:3, nimeni nu zice Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Dacă nu te ajută Duhul Sfânt să înțelegi dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, atunci mori nemântuit. Deci a muri nemântuit, păcatul pe care nu-l iartă Dumnezeu, este a nu vrea să crezi că Iisus Hristos este Domnul, că El este Dumnezeu. Și în această lucrare te ajută Duhul Sfânt. Refuzând pe Duhul Sfânt să te ajute să crezi că Iisus Hristos este Domnul, ai murit în păcatul necredinței care nu se iartă niciodată. Asta este blasfemie împotriva Duhului Sfânt. Prin urmare, dacă ai păcătuit, dacă ai vorbit ce ai vrut, dacă ai blestemat, dacă ai făcut toate lucrurile și te mustră conștiința, mustrarea conștiinței însemnează că încă Duhul Sfânt este cu tine. Altfel, n-ai avea conștiință. Cel ce ne face să ne simțim vinovați nu sunt oamenii, ci cel ce ne face să ne simțim vinovați este Duhul Sfânt.
Pentru că ne activează conștiința. Și este bine că ne o activează. Dar conștiința activată să simți vinovăția trebuie să te împingă la pocăință. Și dacă mă pocăiesc și te pocăiești și nu mai faci lucrul acela, Dumnezeu te iartă de ori și ce păcat. Glorie Domnului! Prin urmare, așa cum a zis Domnul, le-am văzut purtarea și totuși mă voi îndura de ei. Dumnezeu se îndură de tine și se îndură de mine. Domnul vede pe vrăjmașii tăi ca să-i nimicească. Exod 14 cu 13 la 14. Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egipteni aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i vei mai vedea niciodată, Domnul se va lupta pentru voi. Nu ne rugăm Domnului ca să ne nimicească vrăjmașii, dar dacă vrăjmașii cred că sunt mari și tari și fac ce vor în vremea aceasta cu poporul Domnului sau cu tine sau cu casa ta, trebuie să le spunem: vine vremea când Dumnezeu se socotește. Și de multe ori se socotește de aici. Dacă nu se socotește de aici, Dumnezeu se socotește dincolo. Oricum se socotește. Tu vei rămâne binecuvântat, iar vrăjmașul tău va rămâne dat de rușine. El vede locul în care te afli. Marcu 6:48. Iisus a văzut pe ucenici în corabie, noaptea și pe furtună, că se necăjesc cu vâslirea. Și vântul era împotrivă. Apoi a mers la ei. Iisus era pe munte și se ruga. Și era întuneric și furtună. Și cine era în corabie și se necăjeau cu vâslitul și cu... Cine erau? Ucenicii. Dar nu vei surprinde că de acolo, din întuneric, de pe munte, cu ploaia aceea puternică, Iisus i-a văzut că se necăjesc. Iisus, despre care noi vă vorbim, vede. Este deasupra noastră. Se uită la tine și te vede cu ce te necăjești. Te vede că orice efort pe care îl faci nu te duce nicăieri, numai te învârți în loc. Și nu numai că te vede, vine la tine, ca și la ucenici. Și când vine, oprește furtuna, oprește vântul, și te duce la locul unde trebuie să ajungi. Glorie Domnului! Pe de altă parte, dacă vreți încurajare mai mare, ca vulturul care zboară pe deasupra puilor, așa Domnul, El vede toate lucrurile. În Evrei 4:13, acest cuvânt glorios spune: nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelora cu care avem de-a face. Mulțumim Domnului că vede toate lucrurile. Mulțumim Domnului că ne vede și pe noi. Te vede pe tine, mă vede pe mine. Slavă Domnului! Iată primele două idei de predică ale vulturului. Scutură cuibul, zbor deasupra puilor. În al treilea rând, grija lui înseamnă o crotire. Uitați ce spune: ca vulturul care își întinde aripile, așa Domnul. Dacă ați văzut reportaje, cum spuneam, la televiziune sau pe internet, cu vulturii, și cred că ați văzut, că mi-o să sunteți pocăiți din aia care vă uitați la televizor, ați văzut lucrul acesta, că de foarte puține ori vulturul dă din aripi și plutește. Pentru că l-a înzestrat Domnul cu o abilitate să simtă curenții de aer. În aerul deasupra capului nostru, o să vă surprindă să vă spun un fapt foarte simplu. Sunt tot straturi de curenți de aer, ca și râurile. Cred că toți ați fost cu avionul, că altfel nu știu, nu cred că ați ajuns aici în America cu vaporul. Câți dintre dumneavoastră, venind cu avionul sau călătorind cu avionul, ați trecut prin zone, zicem noi, turbulente și v-ați scuturat avionul? Mâna sus, vedem.
Știți ce se întâmplă când scutură avionul? Avioanele zboară în aer pe niște culoare, culoare de aer, care sunt ca un râu, care merg în aceeași direcție. Când culoarul acela de aer începe să fie tulburat, avionul se scutură, pentru că îl mișcă aerul. De exemplu, dacă zburați de aici, zburăm de aici spre Europa. Când zburăm încolo, mergem cu o oră mai repede decât când venim încoace. V-ați întrebat de ce? Pentru simplu fapt că puterea curentului, de obicei, de aer, este dinspre America spre Europa. Și atunci avionul se pune pe un curent din acesta, pe un râu din acesta de aer și cu suflul care l-are în spate, plus mersul motoarelor, câștigă în timp și ajunge mai repede. Când vine înapoi, întotdeauna avionul vine împotriva curentului. Deci curenții ai de 150 de mile pe oră lovesc avionul în față și trebuie să-l împingă, să poată să ajungă în Los Angeles sau în New York sau unde aterizăm. Vulturul zboară pe acești curenți de aer și vrea să își învețe puii să cunoască lucrul acesta. De aceea își întinde aripile când ei încep să se poarte așa stângaci în zbor, vulturul își întinde aripile deasupra lor să liniștească curentul de aer, ca ei să prindă un curent de aer care să-i ajute să planeze, să nu trebuiască să facă efort continuu, ca să-i doară aripile, cum ne dor pe noi mâinile când facem prea mult sport. Pe dumneavoastră, nu pe mine. Uitați, deci cum își întinde vulturul aripile, așa Domnul. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va ascunde sub penele Lui și te va ascunde sub aripile Lui. Psalmul 91, 3 la 4. Căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Ori în altă parte Scriptura zice: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă, adică atunci când sunt în pericol și mă rog Ție, nici nu apuc să-Ți explic situația mea precară și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și ce face? Și Îți pui mâna peste mine, pentru că vrea să te pună pe teritoriu stabil. El știe, El cunoaște. Între 1835-1910 a trăit în Statele Unite unul dintre cei mai mari scriitori ai lumii, Mark Twain. Mark Twain. Numele lui real a fost Samuel Clemens. De el și-a schimbat numele în Mark Twain. Despre Mark Twain se spune că obișnuia să călătorească foarte mult. Dar, măcar că era un scriitor de clasă internațională, comunica foarte puțin. Era un singuratic. Se lua și pleca. Și nici prietenii, de multe ori, nici familia nu știau unde este, unde e plecat. Într-o zi, un prieten de-al lui și-a adus aminte că este ziua lui Mark Twain. Și a zis, hai să-i fac o surpriză și să îi trimit un card cu felicitare de ziua lui de naștere. A cumpărat cardul, l-a scris, cum a știut el mai bine, și a pus adresa și când se scrie adresa lui Mark Twain, și-a dat seama că nu știe unde e Mark Twain. Nu știe unde e Mark Twain. A sunat pe câțiva prieteni și i-a întrebat, știți cumva pe unde e Mark? Nimeni n-a știut pe unde e Mark.
Și nu este glumă. Uitați, pentru că sunt de arhivă, acum sunt păstrate documentele acestea. Omul acesta a scris la destinatar, Mark Twain, și la adresă, în loc de adresă, Dumnezeu știe pe unde o fi. Și a pus-o la poștă. După câteva luni de zile, omul acesta a primit o scrisoare de mulțumire de la Mark Twain din Italia. El a trimis-o din America. A primit-o din Italia. Și în scrisoarea aceea de mulțumire, pe lângă semnătura lui Mark Twain, erau doar două cuvinte în limba engleză. He did, adică, Domnul a știut unde-s. Că a scris acolo, numai Dumnezeu știe pe unde-i. He did, m-a găsit. Domnul știe unde ești, știe unde sunt. Mă folosesc de ocazie să-i mulțumesc fratelui Marcel că s-a gândit la ziua mea și mi-a făcut un tablou așa de frumos. Mulțumesc, frate Marcel. Mi-a l-a găsit acasă. Nu eram eu acasă, dar m-a găsit acasă. Domnul știe unde ești, de aceea te apără de vrăjmași, de lațul vânătorului, de planurile fraților mincinoși, de atacurile celui rău. Își întinde aripile antropomorfismul acesta sau zoomorfismul. Dumnezeu nu are aripi, dar își întinde brațul asupra ta. Și brațul pe care îl întinde, pentru cei ce nu sunteți obișnuiți cu profunzime în teologia biblică, vreau să vă spun, când Biblia spune, atunci brațul Domnului mi-a venit în ajutor. Ceea ce este scris în Scriptură, brațul Domnului, este un nume special pe care îl are Iisus Hristos. El este brațul Domnului, Iisus Hristos. Când brațul Domnului îți vine în ajutor, când plutește deasupra ta, atunci, exact cum spunea Psalmul 91, de unde am făcut citatele mai înainte, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, de tine nu se atinge nimic, pentru că acolo e mâna Domnului și mâna Lui este o mână atotputernică. Glorie Domnului! În al patrulea rând, predica aceasta vulturul e tare bogată. Dragostea lui înseamnă fapte concrete. Ca vulturul care îi ia, așa Domnul. Dar sunt documente și Moise a știut în vremea aceea, pentru că i-a vorbit Domnul. Dacă puiul de vulturi nu poate să zboară și începe să intre într-un picaj rapid spre pământ, fenomenul care se întâmplă este că vulturul de deasupra, care îl vede cum se mișcă, plonjează dintr-o dată, intră sub pui și îl ia în spate și îl ridică înapoi. Îl ia în spate și îl ridică înapoi. De aici expresia pe care Domnul Dumnezeu i-o spune lui Israel prin Moise când îi spune, Exod 19:4, ați văzut ce am făcut egiptenilor și cum v-am purtat pe arip ca de vultur. V-am luat în spate. Și una din cuvintele pe care Domnul le spune lui Israel prin profetul Isaia, se le spune și ție. Ascultați-mă, casa lui Israel. De la originea voastră și până la adânci bătrânețe, v-am purtat pe umăr, v-am purtat în spate și tot voiesc să vă mai port. De ce? Pentru că se pune sub tine, își pune brațul, mâna sub tine și te ridică din groapa păcatului, Isaia 51:1, din groapa pieirii, Psalmul 40:2, din fundul mocirlei, același text. Ne ridică sufletul din locuința morților, Psalmul 30:3, mi-ai scăpat sufletul de la moarte. Ridică pe sărac din țărână și pe cel lipsit din gunoi, Psalmul 113:4. Ne ridică deasupra vrăjmașilor noștri, Psalmul 9:13. Ai milă de mine, Doamne, vesticăloșia în care mă aduc vrăjmașii mei și ridică-mă din porțile morții. Și Domnul face lucrul acesta, ca vulturul care îi ia pe umeri, pe penele lui, așa te ia Domnul în spate și te poartă.
Și apoi, în ultimul rând, în al cincilea rând și în ultimul rând, din predica vulturului, ca vulturul care îi poartă pe penele lui, așa Domnul. Știți ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că Dumnezeul nostru are putere, are capabilitate ca să poarte o lume întreagă în spatele lui, să poarte universul acesta în palma lui. Înseamnă că Dumnezeul nostru are capabilitate. De ce credeți dumneavoastră că a spus Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel aceste cuvinte glorioase, Efeseni 3:20? Prin puterea pe care o are Iisus și lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem și gândim noi. Nespus mai mult decât cerem și gândim. Are capabilitate. Cu ani în urmă, aici în Statele Unite, a fost un sportiv american de renume mondial, campion mondial la golf, Arnold Palmer. Arnold Palmer. În vremea aceea de glorie, anii 1980, a lui Arnold Palmer, regele Fahd Aziz al Arabiei Saudite l-a invitat pe Arnold Palmer să se ducă în Arabia Saudită și să joace o partidă de golf cu regele și de asemenea să arate casei regale și guvernului Arabiei Saudite cum se joacă adevăratul golf. Și Arnold Palmer s-a dus în Arabia Saudită. A jucat golf cu regele, le-a arătat cum trebuie să se joace, cum se lovește pucul acela și în sfârșit, după ce și-a făcut 2-3 zile misiunea pentru care s-a dus în Arabia Saudită, regele Fahd i-a zis, pentru că mi-ai onorat invitația și ai venit și am putut să joc golf cu un campion mondial și ai arătat oamenilor mei cum se joacă acest sport nobil. Ce vrei să-ți dau? Cu ce să te răsplătesc? Și Arnold Palmer a spus, Maestatea voastră, îmi ajunge cinstea că m-ați invitat. Și mi-ajunge cinstea că am putut să joc golf cu dumneavoastră. Mi-ați plătit avionul, hotelul, mâncarea, nu mai trebuiește nimic. Dar regele a insistat și a spus, nu se poate. Nu poți pleca de la noi cu fără nimic. De la un rege. Și atunci, ca să nu-l jignească pe regele Fahd, Arnold Palmer i-a zis, dați-mi, vă rog, un baston din acela de lovit golful. Și regele a spus, ok, mâine dimineață, înainte să plec spre aeroport, un curier al casei regale va veni și îți va aduce bastonul acela de jucat golf. Și mâine dimineață, în timp util, un curier regal a venit cu un baston special făcut, cu numele regelui pe el, inclusiv ceva cu aur încrustat și numele lui Arnold Palmer și i l-a dat. Și de asemenea, curierul a zis, încă n-am terminat. A scos un plic și i-a dat plicul lui Arnold Palmer. A deschis Arnold Palmer plicul și în plic era un titlu de proprietate peste un teren de golf de 300 de acri în Arabia Saudită. Unul dintre cele mai sofisticate și mai bine făcute terenuri de golf cu bani din petrol, în valoare de 50 de milioane de dolari în vremea aceea, în anii 80. A zis, aceasta este din partea regelui. Și apoi curierul s-a plecat spre el și a zis, iar din partea mea este următorul cuvânt. Data viitoare, când veniți în Arabia Saudită și regele vă spune cu ce vă pot răsplăti, să nu-i mai cereți mărunțișuri. Să nu mai cereți mărunțișuri. Spuneți-i să vă răsplătească
pe măsura puterii lui regale. Uitați, v-a trimis un dar de 50 de milioane de dolari. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă oamenii pământești, mulți au capabilități care te uimesc, Dumnezeul nostru poate nespus de mult, mai mult decât gândim și încerem. De ce? Poți să-i dai lui îngrijorările tinereții tale. Poți să-i dai lui incertitudinea bătrâneții tale. Poți să-i dai lui drama abandonării. Poate ești abandonat de familie. Poți să-i dai lui sărăcia ta spirituală și poți să-i dai lui condiția ta de sănătate precară. Pentru că Domnul nostru poate. Domnul nostru poate. Ne ridică din căderile noastre, din micimea noastră spirituală. Dă-i grija familiei tale, să-i dăm grija bisericii noastre, să-i dăm în rugăciune pe mai marii noștri, să-i dăm toată frica noastră. Pentru că uitați ce spune cuvântul Domnului. Roman 16:25. El poate să vă întărească. Iuda 25. El poate să vă păstreze de orice cădere. 2 Tesaloniceni 3:3. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. 2 Petru 2:9. Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici. Psalmul 37:4-17. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Matei 19:26. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Glorie Lui! Predica vulturului. În această predică am văzut 5 mari adevăruri. Metodele lui Dumnezeu pot să pară stranii. Cum vulturul își scutură cuibul, așa Domnul. Să avem grijă, să nu trebuiască să ne scuture Domnul din confortul în care ne-am obișnuit și rutina în care suntem. Apoi, 2, protecția lui înseamnă veghere. Ca vulturul care zboară deasupra puiilor, așa Domnul, nu te lasă singur. Exact cum s-a cântat astăzi. Tu nu pleci niciodată de la mine și singur nicio clipă nu mă lași, nu? 3. Grija lui înseamnă ocrotire, ca vulturul care își întinde aripile, așa Domnul. 4. Dragostea lui înseamnă fapte concrete, ca vulturul care îi ia când puiul se apropie vertiginos de pământ să moară, să se prăbușească. Să rămână o vegetală, îi ia în spate, așa Domnul. Și 5, puterea lui înseamnă capabilitate, ca vulturul care îi poartă pe penele lui, așa Domnul. Ne-a purtat în brațe de la naștere și încă vrea să ne mai poarte. Întrebarea este, nu vrei să-i dai lui problemele tale? El are capabilitatea să-ți poarte de grijă. El are capabilitatea să-mi poarte de grijă. Aș vrea să te încurajez să vii înaintea Domnului cu problemele tale, să vii înaintea Domnului cu amărăciunile tale, să vii înaintea Domnului cu situația ta, căci Dumnezeu despre care vă vorbesc poate, nu cu mărunțișuri. Dumnezeu face lucruri mari. Dă-i cancerul tău, dă-i plânsul tău, dă-i falimentul tău, dă-i criza în care te afli, neputința în care ești. Poate ești în groapa pieirii, ești în fundul mocirilor, ai căzut în păcat și cum spune acest suflet care îmi scrie mereu, nu știu dacă mă mai iartă Dumnezeu că am păcătuit împotriva Duhului Sfânt, Dumnezeu te iartă. Este o dimineață de iertare, o dimineață de binecuvântare.